Salutare lume proteice și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi vom face unboxing la GoFunnel, the e-commerce game de la GOMAG. Este un joc 100% românesc. 2-4 jucători, 3 din 5 complexitate, 14 plus și durează undeva la 45 de minute, între 45 de minute și o oră. Haideți să ne uităm puțin pe spate. Vedem aici probabil persoanele care au lucrat la joc cu regulile de joc și mai câteva detalii aici. Haideți să vedem și ce avem în cutie. Ops. Nu s-a desprins cum mi-am dorit, dar reușim noi până la urmă să vedem ce avem în cutie până mai dăm de câteva ore de masă, până mai clătinăm puțin camera. Haideți să vedem ce avem. Mai puțin și am dat jos țipla. Mai puțin și am reușit. Haideți să vedem ce avem aici. Bun. Avem un regulament, conținutul jocului, pregătirea jocului, scopul jocului. Vedem aici desfășurarea jocului, zarurile, clienții, cărțile eveniment, cărțile speciale, piața, tabla de joc este puțin explicată aici. Bun, avem regulamentul. Haideți să vedem cum arată planșa. Ok, clătinăm puțin. Hai să vedem cum arată planșa. Observăm aici top, middle, event și bottom și diferite numere spre piață, spre probabil astea sunt acele de e-commerce, locațiile. O să vedem bineînțeles în detaliu despre ce este vorba când povestim despre joc. Haideți să vedem ce avem aici. Avem niște tokenuri. Haideți să vedem. Sunt mai subțiri, dar probabil își fac treaba. Avem aici o plăsuță cu zaruri și pion. Sunt pioni normali și niște zaruri, presupun, da, tot normale cu 6 fețe. Avem 2 zaruri și mai mulți astfel de pioni. Haideți să ne uităm puțin la cărți. Avem aici cărțile portocalii, care nu mai știu, cred că erau middle sau ceva. Haideți să vedem dacă reușim să deschidem cărțile, să ne uităm la ele fără să dărâmăm. Gata, am găsit. Are un din ăla ca să pot să-l deschizi mai ușor, numai că nu-l văzusem. Haideți să vedem ce avem aici. Avem diferite cărți cu nu funcționează abonarea la newsletter. Tot felul de evenimente, presupun. O să ne uităm așa repede prin ele. Blochează oglindă. Ok, astea sunt cele portocalii. Haideți să ne uităm și la cele roșii. Și aici există astfel. Hai să vedem la cele roșii. Au acest omuleț pe spate. Te-ai conectat cu viitor partener de business pe LinkedIn. Clientul a sunat de soție. Și așa mai departe. Deci are și tot felul de evenimente. Giveaway. Foarte interesant. Tematica este una interesantă, mai ales care, zic eu, a luat amploare acum, mai ales cu pandemia și foarte multă lume comanda lucruri acasă. Astea sunt cartonașele de eveniment. Haideți să vedem ce avem pe aici. Vedem acel buton roșu. Vedeți ce avem. La un târg, standul tău atrage mai multe doritori decât competitorii. E un lucru bun? Rău? Ok, sunt ceva întrebări aici. Evenimente, trage o carte, observăm diferite evenimente care se întâmplă probabil în acest business, să-i spunem așa. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm și la ultima tură de cărți. Pum, 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 pum. Așa. Aceste cel verde cu diverse evenimente. Stai o tură. Se pare că cele negre sunt cele care atacă ceilalți jucători, dar bineînțeles ne-am uitat la toate cărțile și o să povestim mai în detaliu în momentul când ne uităm exact cum se joacă jocul. Bun, astea sunt lucrurile care vin în jocul românesc GoFunnel, the e-commerce game. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlace, un follow la pagina ProtiPlace pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlace. Mai jos și link către pagina de Patreon dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!